Stimați prieteni și frați creștini, este un moment frumos astăzi, un moment frumos pentru Mir și pentru noi toți. Privim la ei, la tinerețea și entuziasmul, la perspectiva lor, la așteptările pe care le au și ne aducem aminte de noi. Este un moment frumos când stăm în fața lui Dumnezeu care ne-a creat și de fiecare dată retrăim perspectiva vieții de familie cu fiecare ocazie de a fi parte la un astfel de eveniment. Viața este nespus de frumoasă. Dacă vrei să o vezi așa și să o trăiești așa. Pentru că Dumnezeul care ne-a creat, care este alături de noi, prezent în viața noastră, are toată autoritatea în cer și pe pământ. El hotărăște ce se întâmplă în universul acesta și El este Tatăl nostru. Sunt bucuros de părinții Mirilor și sunt bucuros de bucuria dumnealor. Știu că au făcut eforturi pentru copii, pentru David, pentru Estera și astăzi se bucură pentru că investiția aceasta s-a meritat. Viața de familie este una dintre singurele investiții, fiind pe locul 2 după relația spirituală cu Dumnezeu, unde investiția nu este niciodată în pierdere, ci întotdeauna este în câștig. Când investești în copii, cândva în viață vei câștiga mult. În general, oamenii vor să se îmbogățească nu doar pentru ca să aibă bani, ci pentru a primi superioritate, atenție și oportunități nelimitate. Oamenii vor să facă din bani tezaurul vieții lor. În această zi, la nunta voastră, David și Ester, aș vrea să vorbesc despre tezaurul familiei și să vă spun că Dumnezeu ne învață în Biblie că adevăratul tezaur pentru viața de familie este înțelepciunea. Atunci când te căsătorești cu un băiat înțelept, vei fi o femeie fericită în fiecare zi. Atunci când îți iei o soție înțeleaptă, vei fi un bărbat împlinit și demn în fiecare zi. Ia-ți va da aripi și nu ți le va tăia niciodată. Tezaurul unei familii este să fii un om înțelept și să mai găsești pe încă unul de gen opus și sub binecuvântarea lui Dumnezeu să întemeiați o familie așa cum faceți voi astăzi. Ne bucurăm de voi, dragii noștri. Ne bucurăm pentru că v-am văzut tinerețea curată și plină de elan și de entuziasm pentru Dumnezeu. Am apreciat că ați fost ascultători față de părinți și față de biserică. Ați fost foarte implicați și foarte prezenți în adunarea lui Dumnezeu. Și vă admirăm tinerețea și vrem să spunem că sunteți o pildă, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunteți o pildă asemenea de alți tineri care au făcut sau vor face căsătorii aici în sanctuarul Bisericii Betania. Atunci când vorbim despre înțelepciune ca un tezaur în viața unui om și în relația de cuplu, citim cuvântul lui Dumnezeu pentru femeie și pentru bărbat. În Proverbe 19 cu 14, Biblia spune: casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă înțeleaptă este un dar de la Dumnezeu. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu vă fie oprite, împiedicate rugăciunile pe care le spuneți înaintea lui Dumnezeu. Înțelepciunea este remarcată ca un tezaur în viața unui bărbat și în viața unei femei. Înțelepciunea este remarcată în relația de cuplu ca fiind tezaurul vieții de familie. Cu doi oameni înțelepți poți să mergi și la vale și la deal. Poți să faci o sărbătoare și să râzi și să te bucuri, dar poți să treci și prin necazurile vieții cu demnitate, dar cu speranță. În limba greacă, cuvântul pentru înțelepciune este Sofia și este prezentat drept capacitatea de a practica ceea ce știi că este corect. Inteligența este capacitatea de a ști. Înțelepciunea este capacitatea de a practica ce știi. Și între inteligență și înțelepciune este o uriașă diferență. Sunt foarte mulți oameni inteligenți care se sinucid, care falimentează, care ajung vai de ei.
Pentru că înțelepciunea este doar a ști, nu neapărat a practica ceea ce știi. Însă înțelepciunea înseamnă să practici, să trăiești în mod practic ceea ce știi că este valoros și demn. Privind în Scriptură, înțelegem cuvintele Domnului care spun: pe oricine aude cuvintele acestea ale mele și le face, le practică, îl voi asemăna cu un om înțelept. Dar cine știe nu e un om înțelept, e un om informat. Lumea e plină de oameni informați. Hristos spune: cine știe și practică, eu îl numesc înțelept. Și acesta este tezaurul pe care îl poartă. Oamenii astăzi au tendința să fie aroganți, să li se pară că sunt superiori semenilor lor, dar asta este opusul înțelepciunii. Hristos este Dumnezeu și când a coborât între oameni a fost blând și smerit, a fost accesibil, a râs numai unde se râde și a plâns numai unde se plânge. Hristos a știut să se raporteze la evenimentele vieții, nu a fost împotriva evenimentelor la care a participat. Hristos nu a râs când s-a întâlnit cu Bartimeu, pentru că i-ar fi frânt inima lui Bartimeu, dar n-a plâns când a mers la nunta din Cana, pentru că nu este locul potrivit, excepție făcând lacrimile emoției părinților sau ale miresei. Înțelepciunea înnobilează un om, îl îndumnezeiește, îl face un om special, îl face un soț deosebit și o soție deopotrivă. Atunci când citim în cuvântul lui Dumnezeu despre înțelepciune, citim și despre faptul că Biblia spune: înțelepciunea și-a zidit casa și a tăiat cei 7 stâlpi. Nu știu de ce sunt 7. Probabil că este vorba despre cifra care poartă simbolul desăvârșirii, nu știu să spun, dar așa spune Biblia. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire și fățarnică, cei 7 stâlpi ai înțelepciunii. Acesta este tezaurul vostru. Părinții vă vor ajuta financiar în măsura în care pot. Rudele, prietenii vor înțelege momentul potrivit ca să facă ceva pentru voi ca un start în viața voastră de familie. Dar Dumnezeu va excela și ne va întrece pe toți. El vă va da un tezaur profund care nu se va epuiza și va fi înțelepciunea pe care o au oamenii lui Dumnezeu care sunt născuți din nou și care îl urmează pe Iisus Hristos și când nu înțeleg de ce în direcția aceasta și nu în alta. Aș vrea la nunta voastră, David și Estera, să rostesc această predică pe care am intitulat-o Tezaurul familiei, Tezaurul căsătoriei și să pun în evidență acești 7 stâlpi ai înțelepciunii, care sunt 7 particularități ale înțelepciunii. Și primul dintre ele este faptul că înțelepciunea este curată. Cuvântul din grecește este hagnos și înseamnă puritate. Înțelepciunea este pură și determină la puritate. Oamenii care trăiesc în puritate sunt oameni înțelepți, fiindcă ei au o motivație ca să trăiască în puritate. Să trăiești murdar este mai ușor decât să trăiești curat. Să trăiești murdar nu trebuie să faci nimic, pentru că datorită legii dezintegrării, oamenii se murdăresc degeaba. Dar ca să fii curat, trebuie să plătești un preț și trebuie să te speli. Ca să trăiești în puritate, trebuie să te disciplinezi, trebuie să faci efort. Ca să trăiești în absența purității, nu trebuie să faci nimic, trebuie să-ți urmezi doar instinctele primare. De aceea Biblia spune că sunt înțelepți oamenii care depun un efort pentru familia lor și pentru mântuirea lor. Asta vrea să spună Biblia aici. Termenul se referă la acțiunea, termenul din limba greacă despre înțelepciunea este curată, pură, se referă la gestul acela de a cerne cerealele. Cei care știți cum se cern cerealele, știți că atunci când cerealele, spre exemplu grâul, este recoltat, alături de boabele de grâu, sunt tot felul de alte impurități. Cojile acelea în care au fost boabele de grâu, tot felul de frunze, tot felul de alte lucruri. Și cineva
cerne boabele de grâu pentru ca să elimine impuritățile și să rămână numai boabele, adică să fie o recoltă pură, neamestecată, nealterată, pentru că asta înseamnă curat din punct de vedere al înțelepciunii. Atunci când înțelepciunea este curată, ea se referă la caracterul creștin care este separat de firea pământească. Exact cum se separă toate celelalte impurități de grâu și rămâne numai grâu. Și atunci când se face pâinea, nu se face din grâu și gunoaie, se face doar din grâu pur. Tot la fel, caracterul unui om înțelept trebuie să fie un caracter pur. Și dacă are o anumită slăbiciune, o slăbiciune personală, o slăbiciune de relație, o slăbiciune interioară sau una vizibilă, el cerne caracterul său și elimină impuritatea aceasta. Dacă este mai coleric și are tendința să se enerveze și la nervi să fie agresiv, violent, atunci el cerne, adică separă această înclinație negativă, temperamentală, de restul caracterului său și scoate obiceiul ăsta din viața lui. Evident, e vorba de o disciplină profundă. Evident că e vorba de o străduință, de o luptă, dar nu-ți poți permite să mănânci pâine cu grâu și altceva, ci faci efortul să separi gunoaiele de grâu pentru ca pâinea pe care o mănânci să fie autentică, să fie pură. Înțelepciunea care vine de sus va da puritate familiei voastre și puritatea familiei voastre este dată de puritatea voastră ca indivizi, puritatea soțului și puritatea soției. Atunci când caracterul soților este dominat de înțelepciune, relația de căsătorie este caracterizată de puritate. Soții trebuie să își folosească înțelepciunea pentru a cerne lucrurile care pătrund în suflet, în relația lor și în casa lor, și să nu primească decât ce este pur, autentic. A doua caracteristică, înțelepciunea este pașnică, este cuvântul eirene. Asta înseamnă prietenie în relații. Potrivit învățăturii din Vechiul Testament, înțelepciunea are ca rezultat pacea. Și Proverbe 3:17 spune: căile înțelepciunii sunt plăcute și toate cărările înțelepciunii sunt pașnice, conduc la pace. Nu te poți certa cu un om înțelept, pentru că este sub demnitatea lui să folosească metoda de a se certa pentru a-și rezolva problemele. Nu te poți bate cu un om înțelept, pentru că el are alte metode să rezolve problemele și conflictele vieții. El nu-și permite să folosească metode de genul acesta. Asta vrea să spună Biblia când explică că înțelepciunea duce la pace. Un om înțelept e un om flexibil. E un om care poate comunica și cu o persoană liniștită, dar și cu o persoană arțăgoasă și nervoasă. El va ști să-l conducă la pace și va putea dialoga cu oricine. Dar cu un om complicat, oricât de liniștit ai fi, te tulbură, te agită. E complicat să-ți împarți viața cu un astfel de om. De aceea Biblia spune că înțelepciunea este tezaurul vieții. În Noul Testament, apostolul Pavel menționează pacea, una dintre componentele roadei pe care le produce Duhul Sfânt. În Galateni 5:22 este scris lucrul acesta. Cuvântul eirene e cuvântul grecesc pentru pace și el descrie perfecțiunea relațiilor. Oamenii înțelepți au relații bune, au relații desăvârșite, pentru că atitudinea lor hotărăște succesul relațiilor, nu circumstanțele. Nu întotdeauna o să fiți bine dispuși, dar o să înțelegeți că nu poți fi ursuz și indispus cu tovarășul de viață și te vei disciplina, vei ieși din tine cu o atitudine cât de cât sociabilă și agreabilă, ca să nu transform relația într-o atmosferă negativă. Să nu faci din camera aceea unde mănânci, dormi sau vorbești un loc negru, bacovian, plin de criticism, de judecată și de negativism. Aolo, criza! Criza a fost și va rămâne, că trăim pe un pământ care e în criză de când au mâncat părinții noștri din fructul interzis.
Și criză va fi până când va suna ultima trompetă a îngerului. Tot într-o criză suntem. Nu criza îi face pe oameni nefericiți. Criza poate să-i facă săraci, poate să-i facă modești în proprietățile lor, dar nefericirea e rezultatul lipsei de înțelepciune. În primul rând, perfecțiunea relației omului cu Dumnezeu. Noi avem pace cu Dumnezeu, deși ne-am răzvrătit împotriva Lui, nu datorită nouă avem pace, ci datorită lui Hristos, care prin înțelepciune a intervenit în relația stricată dintre noi și Dumnezeu. Și murind pentru noi, ne-am păcat cu Dumnezeu. Iată dar că o persoană înțeleaptă produce pacea. Hristos prin înțelepciune ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu, deși eram dușmanii lui Dumnezeu. Și a venit Hristos, ne-a luat apărarea, ne-a scuzat în fața lui Dumnezeu, a plătit El ceea ce noi trebuia să plătim și nu puteam, și dintr-o dată relația noastră cu Dumnezeu s-a reînnodat. Și acum Dumnezeu nu mai e supărat pe noi. De ce? În ecuația existenței dintre noi și Dumnezeu a apărut înțelepciunea, adică Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Hristos. Veți avea pace unul cu altul prin înțelepciune. Și vă veți certa unul cu altul prin absența înțelepciunii. Înțelepciunea este un tezaur. Să o apreciați mai mult decât banii, mai mult decât un serviciu bun și mai mult decât alte oportunități. Să țineți la înțelepciune. Să vă faceți prieteni oameni înțelepți, să fugiți de nebuni și de nebunie. Să iubiți înțelepciunea, pentru că este tezaurul vostru, este binecuvântarea lui Dumnezeu, care se transformă în pace și în fericire. În al doilea rând, perfecțiunea relațiilor dintre oameni. Oamenii din casă și din anturajul unei persoane sunt numiți în Biblie oamenii păcii mele. Fiecare dintre noi putem să ne înconjurăm cu oamenii păcii noastre sau cu oamenii certei și războiului nostru. Nu înțeleg de ce oamenii își aleg un anturaj format din oameni care se ceartă și mai apoi se plâng de oamenii aceia. David, sunt mulți oameni pe pământ, ai de unde să alegi oameni înțelepți. Nu e criză de oameni înțelepți, trebuie numai să-i identifici. Nu permite în anturajul vostru oameni care nu sunt înțelepți, că ei vor veni împreună cu nebunia lor, nu pot să o lase acasă. Să stați împreună cu oameni care vă vor inspira, care vă vor învăța lucruri sănătoase, care vă vor învăța decența, nu extravaganța, care vă vor învăța o atitudine sobră, serioasă, demnă, o atitudine care va atrage prietenia lui Dumnezeu și prezența lui și binecuvântările sale. Acesta este secretul vieții. Să gândești cu mintea, nu cu altceva. Să fii un om înțelept. Scriptura vorbește despre un bărbat sau o femeie care au pace în suflet în calitate de soți, vor avea pace în familie. Biblia spune, pacea lui Hristos să stăpânească în inimile voastre. Dacă pacea va stăpâni inimile voastre, va stăpâni și relația voastră. Dacă pacea nu va fi în inimă, în altă parte, nu o poți purta decât în inimă. Inima este containerul de înțelepciune sau de nebunie. Nimic nu iese din ficat sau din rinic, numai din inimă ies toate lucrurile. Oamenii degeaba spun, sunt eu așa pe din afară, dar în inimă eu sunt un om serios. Păi cât e de serios pe din afară, atât e de serios și în inimă. Asta e 1 plus 1, e matematică elementară. Până la nivelul ăsta, iertați-mă, toți am ajuns. Atunci când caracterul soților este dominat de înțelepciune, relația de căsătorie este dominată de prietenie și pace. Cum să-ți alegi tu o fată dintre 3 miliarde și la urmă să nu te mai înțelegi cu ea? Cum? Păi ai 3 miliarde de alternative, de opțiuni. Și din toate îți reduci lista de opțiuni și spui, ia, mai gândește-te. Nu, m-am gândit, asta este. Și la urmă, într-o lună de zile, nu te mai înțelegi cu ea. Dar ce s-a întâmplat, drăguțule? Ce s-a întâmplat? N-ai spus tu da. N-ai ales-o tu. Nu te-ai luptat tu cu mine când ți-am spus să te mai gândești. Peste noapte s-a schimbat? Ce anume s-a schimbat? Un al treilea stâlp al înțelepciunii, Biblia ne spune, înțelepciunea este blândă. Aici este termenul epeches. Asta înseamnă să nu intrați în competiție. Duminică seara v-am văzut aici la biserică. În seara asta nu o să fiți.
Nu o să vă sun să vă întreb de ce n-ați venit, că este partea a doua predicii despre riscul femeilor, a soțiilor, adică competiția. În seara asta vă scuzăm, dar vrem numai acum, pentru că nu o să fiți diseară, să vă spunem câteva lucruri. Termenul acesta este greu de tradus. Și preotul Cornilescu, când a tradus Biblia aceasta din care predicăm noi în limba română, nu a găsit alt cuvânt mai potrivit să traducă acest cuvânt epeiches decât blândețea. Dar nu este chiar blândețea și este un fel de nu permite competiția cu soțul. Dacă vezi că se înscrie în competiție cu tine, spune: ascultă-mă, oprește-te. Noi amândoi nu o să concurăm niciodată. Noi amândoi trebuie să colaborăm. Noi amândoi trebuie să ne completăm. Pune și motorul de la mașina ta la mașina mea și atunci urcă-te cu mine în mașină. Și ce rost are să ne întrecem pe șosea care merge mai repede când putem să avem un motor de rezervă în portbagaj și amândoi mergem în mașina mea? Nu e asta înțelepciune? Ce rost are să te întreci cu soția sau cu soțul când ea oricum e o persoană diferită? Neastră, știți că atunci când în plan sportiv oamenii se întrec la aceeași categorie, 54 de kilograme cu 54 de kilograme. Nu există box la categoria ușoară, se luptă cu cineva de la categoria grea, pentru că în firea lucrurilor nu se pot lupta doi nepotriviți. Soțul cu soția sunt diferiți, dar are rost să se lupte. Numai feminismul i-a învățat să se lupte. Ei trebuie să se completeze. Ei trebuie să înțeleagă că tu ai mâncarea și eu apa. Și e normal după ce mănânci să bei un pic de apă. Dar și înainte să bei, e normal să mănânci un pic. Cam asta este toată povestea. Și Scriptura spune următoarele lucruri. În vremea lui Iacov, termenul ăsta despre care vorbesc însemna să nu te lupți până la epuizare pentru drepturile tale, deși ești îndreptățit să te lupți. Dar nu te lupta până la epuizare. Luptă-te și dacă vezi că nu există altă metodă, nu te mai lupta, oprește-te, cedează. Asta este în limba greacă ceea ce Cornilescu a tradus blândețe. Adică dacă vezi că intri în conflict cu soțul și se aprinde cearta, primele 5 minute întotdeauna când doi oameni se ceartă în familie, se ceartă pentru un lucru care a provocat cearta. Următorul timp de ceartă nu mai are legătură cu motivul la ceartă și se ceartă pentru că s-au certat nepotrivit. Spune: a, ați permis să țip la mine? Dar ei nu se certau pentru asta, se certau pentru altceva. Dar motivul la ceartă acum s-a transferat asupra atitudinii. Că n-ai o atitudine potrivită în ceartă. Păi bineînțeles că nu am, că-s nervos. Și când sunt nervos vorbesc urât, vorbesc tare, țip, dau cu pumnii. Și când întreg nervii îmi pare rău. Dar nu mai pot să-i șterg din memorie soției mele cum am făcut și ce am zis. Asta este înțelepciunea, asta este blândețea. Nu ne pare rău, dar nu mai putem șterge ce am spus și ce am făcut din memoria celuilalt. Și el ascunde faptul că ne disprețuiește. El ascunde faptul că ne-a văzut atât de mic și atât de urât de la suflet. El încearcă să uite și se luptă cu imaginile acelea atunci când trebuie să ne iubească. Dumnezeu a fost îndreptățit să ne pedepsească pe noi oamenii cu moartea în iad. Dar nu s-a luptat cu noi până la epuizare și la un moment dat l-a trimis pe Iisus, care a plătit datoria în locul nostru, a murit în locul nostru și ne-a mântuit. Asta este imaginea blândeții lui Dumnezeu. Nu s-a luptat până la epuizare, a găsit o altă soluție. Nu te lupta până... N-are importanță cine are dreptate dintre voi doi. Oricare dintre voi are dreptate, voi aveți dreptate. David și Estera, să știți că de astăzi înainte v-ați urcat în aceeași barcă. Dacă barca asta se scufundă, să știți că veți muri amândoi. Amândoi vă înnecați. Nu mai ești tu în barca familiei Baban și tu în barca familiei Știrbu și dacă se scufundă barca lui Baban, barca lui Știrbu supraviețuiește. Nu, acum sunteți amândoi în aceeași barcă. Aveți grijă de barca asta să plutească, pentru că indiferent ce se întâmplă, voi amândoi sunteți în ea. Dacă ia foc, amândoi o să vă ardeți. Dacă plutește și-i soare și merge bine, atunci amândoi o să vă bucurați. Asta înseamnă blândețe, să nu fiți ambițioși unul cu altul. N-are rost, fiți ambițioși voi cu voi înșivă. Fii ambițios cu tine. Cu tine fii aspru, să nu fii aspră cu ea. Să nu fii excesiv de aspră și de cicălitoare cu el. Să nu uiți, când îi spui odată, îl informezi. Când îi spui de două ori, îi aduce aminte. Dar dacă de la trei ori în sus îi mai spui, înseamnă că îl cicălești. Găsește altă metodă.
Încearcă să epuizezi metoda asta și găsește o alta. Mai spune-i odată în glumă, mai fă ceva, dar nu-l cicăli, pentru că puține lucruri sunt mai enervante pentru un bărbat decât să-l cicălești. Și Scriptura vorbește despre femeia cicălitoare și o compară cu atunci când tot pică apă de pe casă și nu se mai oprește. Pic, 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 pic. Să știți că chinezii au inventat o metodă de a nebuni oamenii. I-au băgat într-o cameră mică și o picătură de apă, pic, în liniștea aia teribilă, pic, câteva zile. Și pur și simplu ritmul acela care nu se mai întrerupea îi făcea pe oameni să nebunească. Asta spune Biblia. Fiți înțelepți, colorați viața, că e alb-negru. Colorați-o! În al patrulea rând, Biblia vorbește despre înțelepciune și spune că ea trebuie să fie ușor de înduplecat. La prima citire pare un defect. Aici e termenul eupeites și asta înseamnă gata să ajute. Vedeți, Cornilescu a spus ușor de înduplecat. Ce a vrut să spună? Când Iacov a folosit termenul acesta, nu s-a referit la slăbiciunea cuiva de a fi ca moale și de a face ce vrei cu el. Du-te acolo, da să trăiți. Nu, nu s-a referit la așa ceva, la un mototol de soț sau la o mototoală de soție, nici vorbă. Și s-a referit la altceva. El s-a referit mai degrabă la tăria caracterului de a lăsa de la tine atunci când nu mai există o altă soluție pentru a rămâne împreună. Biblia spune, merg doi oameni pe drum dacă nu se înțeleg? Nu, nu merg. Prietenia voastră este absolut imposibil și interzis să se mai întrerupă vreodată. Voi astăzi veți spune, noi promitem înaintea lui Dumnezeu că prietenia noastră nu o să se întrerupă niciodată. Uneori va fi greu să o mențineți, uneori veți fi tentați să constatați că e greu, dar trebuie să nu folosiți metoda aceea care face greu și mai greu, să nu puneți greu în evidență, să nu puneți negativ în evidență. David, tu vei descoperi lucruri pe care nu le știi despre Estera. Îmi pare rău că te-am deconspirat, Estera. Probabil că din politețe pentru tine că ești fată, trebuia să spun primul lucru ție. Vei descoperi lucruri pe care nu le știu despre David. În sensul că fiecare om în interiorul lui are și anumite slăbiciuni, are și anumite defecte, are anumite limite. Poate că unul dintre voi are predispoziția temperamentală să se culce devreme seara și dacă celălalt nu e așa, o să fie nervos că partenerul nu e activ seara, dar e activ dimineața în timp ce ție somn. Toate lucrurile astea trebuie înțelese și Biblia spune următorul lucru, trebuie să fii ușor de înduplecat, adică gata să ajute. Pe oamenii care trăiesc în felul acesta preferă mai degrabă să fie nedreptățiți decât să-și apere interesele atunci când apărându-ți interesele ajunge la divorț. Asta vrea să spună Biblia aici. Nu-ți apăra interesele atât de tare încât să-ți bați soția. Nu-ți apăra interesele atât de tare încât să te cerți și să te știe vecinii. Nu-ți apăra interesele, punctul de vedere, opinia atât de tare încât să nu poți ceda. Fii ușor de înduplecat, mai las-o, mai potolește-te. Unde te duci până la urmă cu atitudinea asta atât de rigidă? Nu vezi că se scufundă barca? Oamenii de genul acesta țin la relație, nu la ambiție. Țin la oameni, la familie, nu la idee. Uneori ai dreptate, dar nu poți să o dovedești. Și dacă ești înțelept, te vei da un pas înapoi și mai lasă timpul să treacă. Că să știți că viața convinge pe oricine de adevăr. Nu întotdeauna ați poți convinge soția, mai ales în tinerețe. Și invers, soțul. Pentru că tinerețea e așa cum e. E plină de putere și de entuziasm. Bătrânețea e plină de înțelepciune. Atunci când vorbim despre un om înțelept ce își folosește dreptatea ca să facă ceartă în casă, asta nu este înțelepciune. Dacă ai dreptate și datorită la această dreptate ajungi să te cerți, această dreptate a ajuns să strice pacea din casă. Este asta dreptate? Nu! Adevărata înțelepciune nu ajunge la ceartă și la urmă să spui, da, eu am dreptate. Păi cu dreptatea asta ai ajuns să fii în conflict cu propriul tovarăș de viață? Nici vorbă! Întotdeauna înțelepciunea va găsi alte metode. Spune, știi ce? Hai să ne rugăm, cântăm o cântare
și pur și simplu mâine reluăm discuția. Mergem în parc. Cântă o cântare 5 minute, roagă-te 5 minute, ia-ți soția de mână și du-te în parc. Și dacă vrea să înceapă discuția din casă, spui, te rog frumos, mâine. Până mâine, hai să o lăsăm așa. Hai să ne gândim, hai să treacă o noapte peste discuția noastră contradictorie. Oprește-te, nu ți-e puiza energia luptându-te pentru o problemă care mâine sau peste 10 ani s-ar putea să o vezi diferit. Când m-am pocăit la 21 de ani, am aruncat bibelourile din casă, radio, aveam așa un radio mic pe perete și multe alte lucruri care la vremea aceea mi s-au spus că sunt interzise în pocăință. E adevărat că nu le-am mai găsit, dar am cumpărat altele mai târziu. Sunt perioade în viață când gândești așa, influența unor oameni, influența unor curente, în mijlocul cărora stai. Înțelepciunea nu ajunge la ceartă, la conflict, la neînțelegere, nici atunci când are dreptate. Nu e un motiv să te ceri că ai dreptate. Când te ceri, nu mai are nicio importanță dacă ai dreptate sau nu. Că cearta niciodată nu e o soluție. Cearta nu e gravă decât atunci când e o soluție. Dar când folosești cearta ca pe o soluție, să știți că cearta atunci este foarte gravă. Atunci când caracterul soților este dominat de înțelepciune, se ajută unul pe altul cu bucurie, iar interesul pentru familie, David, Ester, ascultați-mă un pic, interesul pentru familie subordonează interesul pentru tine și interesul pentru tine. Familia voastră e mai importantă decât tine și decât tine. Prioritate nu ești tu și nu ești tu, sunteți voi. Unitatea voastră trebuie protejată și amândoi vă dați concursul la lucrul acesta. Să fiți înțelepți și să lucrați puternic la lucrul acesta. Mă apropii de încheiere, înțelepciunea este plină de îndurare și plină de roade bune. Există un singur cuvânt, dar Cornilescu, cuvântul e eleos. Cornilescu a spus asta în două expresii pentru că a fost prea încărcată de semnificație și n-a găsit un corespondent în limba română. Aici se, practic, toată povestea asta se rezumă la următorul lucru. Oferă o a doua șansă. V-a dezamăgit vreodată tovarășul de viață? Bineînțeles. De câte ori? Dar cine mai știe numărul? Dar în ce fel ne-a dezamăgit? Lucruri mărunte, dar toate sunt dezamăgiri. Nu mai e o a doua ființă pe pământ ca mine. Și o persoană diferită de mine, câteodată, mă pune în situația să mă mir de ce e diferită. Ei, Biblia spune, dă-i o a doua șansă. S-ar putea să nu știe să gătească ca mami. S-ar putea să nu fie priceput în nu știu ce construcții ca tati. Dă-i timp, lasă-o să greșească, lasă-l să mai încerce. Sunteți la început, începutul e caracterizat de timiditate. Așa e și în predică și în cântare, știți voi cum. Dar dacă repetați, începe să meargă mai bine. Dați-vă unul altuia a doua șansă. Nu fiți atât de aspri unul cu altul încât să vă omorâți și să nu fiți istorici. Să n-aveți carte de istorie în casă. Dacă a greșit alaltei, trebuie să uiți. Lucrul acesta e simplu pentru bărbați, dar numai pentru bărbați. În general, soțiile sunt istorice. Și mi-a să știți de la studiile de familie de ce o femeie e istorică. Ea e istorică prin specificul ei, feminin. Nu vorbim acum despre lucrurile astea. Aș vrea să vă aduc aminte că în momentul în care Iacov scria cuvintele acestea, grecii tocmai dispăruse de pe scena istoriei ca imperiul care conducea lumea. Și în gândirea grecească din vremea aceea, cuvântul ăsta oferă o a doua șansă, adică plin de îndurare, se referea la omul care are milă pentru o persoană de lângă el, care nevinovată a fost nedreptățită. N-a fost vinovată, dar a fost nedreptățită. Asta era gândirea seculară grecească. În gândirea creștină, lucrurile deveneau mai complicate. Adică un creștin trebuia să aibă milă de cineva care este nedreptățit, dar nu pe nedrept, de data asta pe drept. Adică merita să fie nedreptățit, dar totuși un creștin spunea, ascultă-mă, dă-i o a doua șansă. Nu, acum e timpul să sări în capul lui. Ascultă-mă, dă-i o a doua șansă că e tovarășul tău de viață. Fie-ți milă de el. Dă-i o a doua șansă că el o să învețe din frustrarea pe care o experimentează acum. Să-ți înfrânezi nervii, să te mai gândești odată, să-i dai o a doua șansă soției și niciodată să nu-i mai reproșezi, este o dovadă de înțelepciune.
De mare înțelepciune. Pentru că viața te va pune de încă 1000 de ori să treci prin locul acela și îți vei aduce aminte. Ascultă-mă, nu poți să te oprești să nu-ți aduci aminte, dar poți să te oprești să nu zici nimic cu gurița. Să nu zici nimic, să taci, că bine-ți va fi. Zi unde-i de zis. Dar aici nu-i de zis, aici e de răbdat și de tăcut. Înțelepciunea este fără părtinire. Asta înseamnă imparțialitate. Vreau să vă spun o tendință pe care probabil voi nu o aveți. Fiecare partener din căsătorie crede că părinții lui sunt mai buni decât socrii lui. Este o lege nescrisă, e subiectivismul uman. Păi, nu știu eu pe mama mea. Cine crește pe un copil? Mama. Probabil că la vremea aceea soacra nici nu știa că baby ăla va fi ginerele sau nora lui. Ei, de aceea fiecare dintre noi creștem într-o casă și dezvoltăm admirație și milă pentru părinții noștri. Le cunoaștem calitățile, le cunoaștem efortul. Am văzut că nopți în șir n-a venit acasă rămânând la lucru ca să aducă bănuți, să aducă bucata de pâine. Pe socrii nu-i cunoaștem. Ei nu se ridică la înălțimea admirației ca și părinții noștri. Să știți că în lume există o tendință să dai superioritate părinților și inferioritate socrilor. Ascultați-mă, să fiți înțelepți și să fiți imparțiali. Să știți că toți tații sunt tați, toate mamele sunt mame și că așa cum e tatăl tău pentru tine, așa e tatăl tău pentru sora Estera și așa cum e mama ta pentru tine, așa e mama lui David pentru el. Să spuneți, de astăzi înainte aveți 2 tați și 2 mame. Bine vă va fi dacă veți face așa, pentru că iubirea câștigă. Iubirea cucerește teritorii, cetăți întărite. Iubiți-vă părinții, pentru că n-au nevoie de altceva de la voi decât să-i cinstiți și să-i respectați. 20 de ani s-a îngrijit să mâncați de 3 ori pe zi. 20 de ani n-au dormit nopțile în care ați fost bolnavi. 20 de ani v-a adus la biserică și când ați vrut și când n-ați vrut. Fiecare cum a putut. 20 de ani v-a iertat spărgând de 2 ori pe săptămână geamul vecinului cu mingea. 20 de ani este o investiție uriașă. A venit vremea voastră acum să-i cinstiți. Pentru că Biblia promite o revanșă, o recompensă, o plată foarte mare pentru voi. Și plata e următoarea. Veți fi fericiți și veți trăi viață lungă. Amândouă ostentante. Părinții voștri sunt acolo. Multă suferință, multe greutăți, multe necazuri, multe lipsuri au fost în sufletul lor în acești 20 de ani ai copilăriei voastre. Pe unele le știți, pe altele nu. Dar au făcut-o din dragoste. Și astăzi încearcă o bucurie pe care voi nu o înțelegeți. Pentru ei, dintr-un anumit punct de vedere, este misiune îndeplinită. Din alt punct de vedere, este o nouă misiune. Mă opresc pentru că a expirat timpul și n-am putut să mă grăbesc un pic ca să-l spun și pe al 7-lea, dar e în Biblie. Și în încheiere, David și Estera, vreau să vă spun încă o dată că aveți la dispoziție darul lui Dumnezeu pentru familia voastră și acesta este tezaurul înțelepciunii. Luați-l și umpleți-vă mintea și inima cu el, parfumați-vă viața și casa. Lăsați ca această strălucire să fie în jurul vostru ca o aureolă a neprihănirii. Și Dumnezeu din cer, care a promis că vă va binecuvânta, o să ține de cuvânt ziua și noaptea. Lăudat să fie Domnul. Amin.